Ministrul Educației Sorin Câmpeanu s-a autosesizat în cazul învățătorului eșan Constantin Șerman, care a umilit un elev de clasa a doua. Acesta a spus în cadrul unei postări pe pagina de Facebook că nu tolerează nicio acțiune de abuz fizic sau emoțional din partea vreunui cadru didactic. În același timp solicită inspectoratului școlar și unității de învățământ să adopte măsurile legale care se impun. La acest moment se desfășoară cercetarea disciplinară la nivelul școlii, așadar Consiliul de Administrație al Unității școlare să analizeze raportul acestei comisii și să dispună sancțiunile care se impun în conformitate cu prevederile legale în vigoare, spune ministrul.